Băi, vă salută, fratele Conacu, bine v-am găsit la un nou vlog în anul, la partea a patra de la terasă. V-am înșelat puțin așa în așteptările. Și a apărut Jănuțu în peisaj și, după cum vedeți, am făcut treabă multă, n-am făcut eu, a făcut Jean. Dar niciodată nu-i prea târziu, așa că o să vă facem un mic backup la ce s-a lucrat între timp, pentru că n-am mai făcut eu și automat n-am mai filmat, că na, Jean nu e obișnuit cu camera. Dar până să ajungem la terasă aici, unde face Jean treabă, vreau să vă arăt cum ia contur barul meu. Mă rog, barul. Aici am decis să facem unde era la scară acolo. Deci acolo e sub scară la mine. Vreau să pun acolo, să bag un frigider acolo, să pun 2-3 spoturi pe această scară. Și aici am făcut din beceau frumos. Am făcut un mini colțuleț de bar pe care o să-l acoperim, bineînțeles, să-l trage cu glet Jănuțul. Îl face ca lumea și o să-l acoperim cu un blat de granit sau de marmură. Și așa că îmi fac un bar acolo. Am refăcut scările, s-a dat o mână doar la mișto așa să se acopere pe lateral, vedeți cum se vede. Am făcut eu un pic de curat acum că e bahaos. Aici o să urmeze să revăruim, să refacem după 4 ani de zile. S-au făcut, s-a pus praf, e urât și nu știu ce să fac cu acest perete. Dacă vreți, ziceți și voi în rubrica de comentarii. Eu zic așa, eu zic să-l delimitez acolo unde nu l-a terminat Marius, să fac frumos așa și să rămână peretele ca lumea aici și restul să văruim iar. Și au venit și muștele. Ziceți și voi, la copăr sau nu la copăr? În comentarii acolo vreau să văd și eu în rubrica de comentarii. Bun, așadar și prin urmare, că aici aveau comerț pe mare. Haideți să vă arăt ce a făcut Jănuțul între timp aici. Deci, Jean este omul care mi-a muncit la casă în momentul în care ne-am mutat aici. Voi ați văzut ultima oară când am pus eu jigheabul și cu tabla. Tabla nu e prinsă final toată peste tot, dar ați văzut pe vlog. După cum v-am zis, aici urmează intrarea. Am delimitat acum intrarea 3 metri, trebuie să facem geamuri custom. Și Jean a făcut în felul următor. Jean, zile la oameni ce ai făcut aici, dacă nu le zic eu. Deci, zile, spune-mă tot. Așa. Spune-mă tot. Aici unde am zis că dărâmăm geamul, da, dărâmăm geamul, deci scoatem, tăiem în jos, da, până acolo, facem o treaptă frumos, bam, bam, acum e bahaos că lucrează Jean. Și facem o ușă glisantă care se deschide jumătate ca să intrăm din casă încoace, da? Bun, Jean a zidit peste tot, până sus, după cum se vede, a zidit peste tot, a dat aici două mâini, dacă aici, nu? A dat o plasă, după cum puteți uita, a dat plasă, a dat două mâini, acum se usucă și partea altă, mai are de dat noi de peste tot. Urmează să punem tavanul din rigips ăla verde. Sus, polistiren. Așa, poliester, polistiren, sus acolo. Să mai umplem un pic la jneaburi dacă mai e nevoie, să dăm plasă afară, aici plasă. Bine, lucrarea e mult mai mare aici. Hello, hello. Aici urmează să decopertăm toată asta cu scările astea care sunt urâte, să le decopertăm, să facem de marmură pe alea, cu jardinieră vreau să punem niște flori aici. Asta desfăcută, aici o să scoatem toate astea și o să punem, o să betonăm. Nu știu ce fac încă cu acest pomișor, deși eu mi-aș dori să nu renunț la salce. Așa că vin mai filmez pe Jean, pentru că el este noul Conacu acum, pentru că el muncește. Avem o lucrare mare, adică lucrăm terasa o dăm la gata, după care ne apucăm de fațadă, toată fața de acasă, adică tot ce vedeți voi, punem și balconul, punem și balustradă la scări interioare, cu tot cu partea aia, facem niște curățenie, după aia aici tot curățenie, golgoluț, turnăm peste tot ciment, fațada acasă și după aia intrăm înăuntru unde terminăm barul și, deci am zis de balustradă, dar și văruim, avem de treabă mult și dacă vreți vă mai arătăm din ce facem noi. Până atunci, aici o să vină OSB-ul, aici sus, pe partea asta aici, să vină OSB-ul, că nu zidim peste grindă, că nu suntem nebuni. Ce faci, Jean? Mai poți? Mai poate, Jean? Mai pot. Jean este tatăl fostului meu coleg din școala generală, Alex, cu care am fost până în a șasea sau în a șaptea a avut accident? În a cincea? În clasa 5-a, când am ieșit, după ce am ieșit de la școală, o mașină, când așteptam noi mașina acolo, o mașină i-a călcat, i-a rupt piciorul, gen, la băiatului. Nu știu cum să vă explic, dar nici n-aveți nevoie. A făcut așa, gen, o fandare în spate și a trecut peste picior. Mă rog. Și de atunci el a rămas un an, parcă, acasă, nu? În recuperare, mamă, cu tije, cu dare. Și el stă unde stă mama, pe cealaltă parte de stradă, adică pe cealaltă stradă, fix în spate, cu mama, trei case, să zicem, mai așa.
Bun, ce face? Sper că sunteți bine. Nu, ne iertați că am zidit fără voi, dar totuși... am fost în viteză. Da, am, totuși v-am luat și pe voi și vă arătăm și vouă ce se întâmplă aici. Urmează să vină terasa asta blană bombă, noi o să se facă și bootcamp unde să facem și live-uri. Și multe, multe chestii. Apăsați butonul de like, subscribe dacă ești pentru prima oară pe acest canal și nu uita un comentariu că mă ajută super, super mult cine vrea și susținător mare și adevărat, mă rog, nu adevărat, scuzați, cine vrea și e susținător mare și poate să dea un share pe Facebook la acest vlog că mă ajută super, super mult. Mă cred că sunt la Mervis, aici, la Bavle. Să trebuie locul ăsta, câte mână? Da. Nu știu asta, deci până o mână. Până sunt drept. Așa arăta aminte. Așa o să arăta. După aia, la bamba. De cât e plasa asta, Jeanne? E groasă, nu? De cât e eu, de... 150, 160? Nu știu pe care. Aș vrea să pun niște scoturi, dar colorate. Acolo acoperi cu frigider. Aici un blat peste. Panda. Talent. Panela micro. Panda. Bună dimineața, vă zice Alex și formația de la ora 12. Jean astăzi ne-a trădat iar. Jean ne-a trădat, eu m-am trezit la 11 și un pic grasul încă doarme că a venit la mine aseară. Și Jean ne-a trădat, a venit singurel de dimineață, pe furiș. Și deja a tras glet. Să nu mă vadă nimeni. Să are nicio treabă, a tras glet, Jean. A făcut aici în față, a pus, cum v-am zis. A dat pe mână, dă-te fă de aici, câine. Uite mă cum rămâne câinele ăsta pe un pic, băi. Bă, cal și pe el nu zice păr, nu zice nimic. Și a făcut Jean pe aici, a acoperit în fără, a dat cu mână de o plasă, cu mână și a... S-a mișcat de metru. Pentru că o face și noi anapă, dacă omul care face lumina n-a avut cu să vină când am zis noi, nu se spargem. Are, mă, din care pară, îi dăm o mână. I-a zis Jean, la ce ore aveai? 7:30. Mamă, dar n-ai avut somn? Păi să zici mersi că n-a venit la 4 dimineața. Aolo, da? Păi nu dormeam, la 6 am adormit. Păi știu eu. Dar mai stat pe... Aseară am reușit după 7 live-uri pe TikTok, nene, să iau bani. Aia am luat bani pe TikTok ăla, pe live-uri. Trebuie să vorbesc acum, să vedem ce se întâmplă, cum să-l scot. Am intrat cu o fată care făcea OnlyFans, s-a dat în stamba acolo că mi-ar face, că mi-ar drege, că... Uite cum și eu prost ce am zis, aia, păi stai că îți dau motoare verticale de alea supranaturale, a, uite cum aș da. Și când am văzut-o că nu are niciun talent, m-am apucat eu să-i zic eu ei și să-i arăt eu ei că orice face eu pot să fac de două ori mai bine. Să-ți, adică de alea proaste, să dau eu din curs, mă pun eu în cam. Bun, astăzi e sâmbătă, așteptăm să vină nenicul cu... cu lumina, cu electrica, să ne tragă două prize. Mă, nu trebuie mai mult. Două prize și un cablu sus. De curent. Și atât. Și trebuie să ne apucăm să punem asta. Au venit materialele, băieți. Mamă, Jean s-a pregătit deja când a văzut că sunt cu camera, deja a făcut hopul ăla. Avem aici pe domnul electricianul, care ne ajută să tragem curent aici și să vă arăt și vouă cum am gândit. Deci, să vă arăt cu degetul cațaranul, da? Ai material de aici. Asta este terasa. Aici e intrarea, da? Principală. Vreau așa, să pun un aer condiționat sus acolo, un televizor foarte mare aici, încastrat cumva pus pe perete, și o să am televizor, aer condiționat, o să vină calculatoarele de bootcamp, o să facem bootcamp acolo, și nu știu, gen când nu sunt calculatoarele de bootcamp, o canapea, ceva, de nou. Dar astea sunt electrocasnicele pe care le băgăm aici. Să face? Olguci. Iar domnul Jean acum se pregătește să taie OSB-ul, să-l pună sus aici? Da.
Îmi trebuie și mie un salahor. Un salahor? Da. Să-mi dai și mie filetanta asta de jos, cu două negrese, să prind aici un pic. Bine, unul să țină păstrat. Tu, unul să țină păstrat asta. Îl plătești tu. De salahorul, nu înțelegi nimic din curtea asta. Trag la grătar. Grasul la grătar. Jean aici, să-i dai banii ăsta pe ziua de muncă. La 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 la. Avem un cadou aici. Caloriferul. Băieți, este a nu știu câta oară. Ce, Jean, ai fugit de cameră imediat, jenuțule. Ai fugit de cameră. Avansăm rapid, băieți. A venit unchiul meu, Nicu. Ne-a scos caloriferul. Suntem pregătiți. Ne-am băgat două doape. Haideți să vă arăt. Deci, s-a scos caloriferul. S-a pus două doape acolo la alea, că nu avem cum să săpăm pe aici, gen, să spargem grăsia. S-a pus două doape. Hello, prădătorule! S-au pus două doape, stânga-dreapta, și ne pregătim să facem gaura, să dăm geamul jos, să facem glisanta, ușa glisantă, să trecem în terasă, direct în casă. Asta a făcut Jean, a pus astăzi acoperișul a cincea, s-a apucat Jean de treabă, face curățenie pe locul de muncă. Ia de zi, Jeane, cum e? Brici. Avansăm cu pași rapezi sau rapizi. Sper că vă distrați și voi cu noi și vă place cum iese. Oh, cu tot cu geamuri la finis. O să ajung, o să arate tare rău de tot. Chiar o să-mi placă cum iese terasa asta. Măi, Jean, fă-ți nebunia, Jean. Asta am rezolvat și pe tine, de aia. Eu n-am putut sâmbătă, eu am putut sâmbătă, am putut așa. Uite, ce trage, mă? Nu vreau să-mi putut anul ăla. Pe ăsta, dai la altă. Da, eu uite, ce faci acolo? Faci toată lucrurile. Ce vreau să faci? Pana? Mi-am deschis magazin, băieți! Fac din viața reală. Se vede că n-a fost pus la tine, salut. Că era pus bine dacă eram tu. Nu dă că ești o zișoară. Da. Băi, ce zic eu? Ha. Fă-i două canturi cu ăsta așa. Marchează lângă-l dărâmă. Maros. Să-ți ieși ăsta la altul. Nu poți să-ți mergi cu drujba, cum zici tu, ești nebun? Da, trebuie să-i dau plic pe la urmă. Dă-l mă, stecăm la urmă, dă-l dracu. Un delicat și un ulei. Ia zi-mă cât vrei pe geam. Gol mi-l dai?
Păi vrei plin? Plin? Da. Da. Așa. Mă, Iami, tu l-ai urmărit pe Imogen cumva? Ha? Te-o schimbar, că băi, mâncați și gura ta, uitați-vă la ea. Aude ce a făcut Jean aici, mâncava și gura asta. Ia zi, Jean. Mai spargi? Nu, mai. Mi-ai dă numai acasă. Gata, m-am luat ușa. Ușa e acolo. Și uitați cum arată acum. Mama, am două uși, una mai mare, una mai mică. Vorbesc meseria și între ei, aici și așa. Ia să vedem, domnilor, ce lucrare ați făcut. Hands up pentru mamen Iaboi Nicu, Iaboi unchiul Nicu meu, și Jean, care îl știți deja. Unde e aia? Cine? Ai acoperit-o, Jeane? Da. Deci, țâmburușul ăla care era aici, a? Acum e așa jos. Nu mai. Nu mai puteți să mai vedeți. Dar lucrează Jean aici ca să facem intrare. Că de la 150 am ajuns la 180. Și ce ziceai tu, Jean, aici, sus? Că se întâmplă? O să acoperi așa sau ce? Da. Acoperi tocul? Da. Și geamul și sticla. Da, mă, alții au făcut rachete și noi nu facem o sticlă, dar stau în geam. Decât să-i pun, deci să vină ușa, păi îi lăsăm în geam, nu știu să zic, că îi las un... Da, dar hai să vă arăt treapta. Că mi-a făcut treapta. Să vadă, să ia din geam. Aici ia din geam, 12-13, aici ia 12-13. Hai, mai mult! Se efectuează gaming, băieți. Mai dăm și o mătură la poartă. Deși avem beceaurile, arată-le beceaurile. Avem beceaurile și o să vină Nelu cu papucu. Celebru Nelu cu papucu din Pantelimon. Să ne ia beceaurile astea, să le ducă la Jean acasă. Și uite, facem și noi frumos așa, mai dăm și noi, mai strângem și pe la vecin, că nu avem niciun stres. Că vecina dă mereu aici cu motora, face curat. Și na, la mine e urât, la ea e frumos, suntem gard în gard. Știți cât costă să facă aia, mă? De gaze? 5 milioane, mă, cavaj vreau asta, doar cutia să mi-o facă iar. Și n-am voie să o pun eu, n-am voie să o fac. Cu el, a. Dar oricum el e. Mai trebuie trasă. Băi, Jean, musă pe cum vrei să o punem și așa. Ia să dați-o. Uite aici, jos. Care se mișcă, care curisează. Uite, asta e. Aia curisează? Uite, pe partea asta, asta e curisează. Deci, dacă e pe partea aia, trebuie invers. Să dăm la ce, dar trebuie invers. Haide, mă, de tot. Așa cum îmi zici. Hai, te bași tu acolo, băi. Bați-te cu acolo, hai. Hai, așa, stai să te tragem de asta mai așa. 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 Ia fii atât, acum trebuie să ridicăm de acolo doi inchiuri, să țină de aici. Eu n-am mai pus jeanele astea, mâncați-și, păi. Păi, dar n-am mai pus de astea. Eu am pus vreo 20. Păi înseamnă ia fii așa, înseamnă că e, păi, invers, cum e? Păi, uite, vezi. Hai, bă, să o desfacem asta.
garderul deschide. Ține garderul. Hai cu tine. Nu te-ai tu. Azi. Asta afară, să luăm pe ea, frate. Da. N-are rugine într-un de-asta. Păi Jean, stai, trebuie să miște mâncă omul, când aia, când aia. Nu. Ba da? Dacă eu spun... Ia tragi-o la tine. Ia uite. Stai așa. Are piedică? Da. A, pe culisare de amândouă? Și tu nu vezi? Amândouă. Vede de ce parte vrei tu. Ia stai. Acum am dat-o jos. Să trage? Da, op, op, op. Să trage. Da, cum? Să trage. Stai așa. Da, mă, și aia se pune fix acolo, băi. A, se trage din amândouă părți, bă. Și asta da, e o dată așa. Asta e fața. Acum... Adică e invers, trebuie. Așa, mă. Așa cum am pus noi? Așa, mă. Păi uite, aici ăla e pe amândouă. Și pe partea asta ai și de asta aici. Da, dar nu prea cum să o deschizi dacă o acoperi în perete, să știi. Cum? Nu pot să o deschid. De ce? Păi dacă o bagi în perete. Păi nu, tu ai pe partea asta. Păi ia vezi, cum ai intru din interior? Păi lăsa locul mai mare acolo. Nu, e Jeane, cred că ne-am căcat degeaba pe noi, nu cred că trebuie să mergem direct așa în zi. Cum? Cred că trebuie să mergem direct așa în zi. Nu mai deschizi din interior, Jeane, dacă o ascunzi. În perete. Păi vezi că un castrez în perete. Păi nu, trebuie să spargă sau mai mult pe aici. Și rămână de aici... Ai înțeles? Ca să ai loc, să bagi mână. Mai acasă. Mai n-ai vrut omul? Așa? Și dacă n-am găsit, mă, ce vrei, doar de asta am găsit ce vrei, ce să... Cum ești de vorbă, un bani faci. Nu, dar ce stai niște caterul ăsta, niște rupă. Da, dinții, mă, mai. Nu se rupă, nu mă, mai. Și țetul de la mea l-am îmbăzunat. Cantul s-a acolo. Păi nu e jos aici. Da. Așa? E jos. Un kilo acolo. Da. Ai ieșit? Nu. Nu cred. Hai, uite, pe aici jos. Da? Vezi că aici cred că ține ceva jos. Ia stai, așa, nu mai, nu mai încolo puțin. Hai! Atât cu trajul. Uite jos, ia pe. E rămas în spate, nu? Sau i-a ieșit ăla? Da. O, apoi o vinte pe mine? Op, nu. Când o montăm, trebuie să o montăm așa, făcut. Când o montăm, trebuie să o montăm. Dar să se închide, să deschide. Da. Să-ți iei și până.
Jocul, ăsta mă joacă. Jocul, da. Am e drept jos. Și te vezi? Ori are vreo piedică pe acolo, mă? Nu cred. Și dar e mă, el s-a lăsat în jos, dar vezi că nu-i... Acum, cum arată aici, la înălțimea asta, aici trebuie să fie mânerul. Nu? Da? Mânerul aici. Pe ce? Asta e mânerul. Adică să nu fie invers. Da, mă, nu, asta e fața ei. Asta e fața ei. Capul așa. A, da? De asta mă gândesc, acum... Păi nu, uite, nu e asta aici. Cum are aici, astea puse, e partea de sus. Asta. Adică? Știi ce zic, să nu fie... Da, mă, am înțeles, dar cum îți dai seama că... Eu văd aici, uite, astea așa trebuie să culiseze. Sus, jos și așa. Păi sus, jos, dar... Sunt pusă la jumate asta, să știi. Crezi că e chiar la jumate? Da, fix la jumate. Mă, crezi tu, de ce să lasă așa, mult pe aia, nu trebuie să aibă și a roli, ceva? Asta e și-o prăștind. Nu știu. Apoi și nu are. Singur cu Jean, am dat geamul de jos. Acum a rămas singur cu Jean, să vezi chinuia la dracului. Alții au făcut rachete, noi nu punem o rachetă. Băi, o să facem închiderea de vlog aici. Facem închiderea de vlog aici. Îi urmează să pun ușa cu geam. Face graful de tot ce trebuie, mai dăm o mână acolo, toată nebunea și voi vedeți în episodul următor, da? Aici se termină vlogul nostru, apăsați butonul de like, subscribe dacă ești pentru prima dată pe acest canal și nu uita, follow pe Instagram Conac Oficial. Ciao, ciao.